au început filmările la iUmor, un prilej numai bun de a afla noutăți despre noul sezon, dar și lucruri mai puțin știute despre Delia. Delia, o să te spun la un chestionar. Super! Ce preferi, iUmor sau X Factor? Ambele, sunt diferite total. Nu pot să mă decid asupra unui singur show. Sunt diferite. Într-unul ești într-o anumită postură, în altul e despre ce fac eu, mai mult e despre muzică și doar atât. Nu are legătură una cu alta. În ambele te simți relaxată? În ambele mă simt bine. Nu ești relaxată nicăieri. E că te simți bine. Dai o cameră pe tine, nu ești tocmai relaxat, da? Încerc. Că tot vorbirăm de colegii ei de la masa juraților, să aflăm și cum îi simte Delia. N-am stat să văd care sunt fricile lor reale din viața lor de zi cu zi. Habar n-am, sinceră să fiu. Cred că Mihai e foarte... are tendințe dintre astea de paranoia, izolare, nu știu, tot felul de probleme. Pe care le-a prezentat de altfel, adică nu le ține ascunse. Cred că acolo sunt probleme. Stand-up sau un număr de magie, să zicem? Stand-up, 100%. Asta prefer la iUmor. 100%, nu numărul de magie, nu, stand-up. Care dintre colegii tăi ți se pare mai amuzant? Amândoi sunt în egală măsură și sunt diferiți, adică sunt tipuri total diferite de amuzament și de... nu știu... în funcție de situații. Găsesc întotdeauna o parte comică. Dacă ai plecat pe o insulă pustie, l-ai luat pe Bendac sau pe Chelu? N-aș mai avea niciunul, nu. Eu acolo mă duc să mă refac, să aud păsări, valuri. Nu vreau să iau pe niciunul. Care să poți să conversezi, adică de cine ești nu mai... Nu am nevoie să conversez cu nimeni, vreau să fiu singură și izolată. Mă enervează cel mai tare oboseala. Oboseala mă enervează cel mai tare, rutina. Nu-mi place să... am același obicei de lucru zi de zi, de zi de zi, același lucru. De dimineață te trezești, bei cafeaua și o iei cu treaba. Nu-mi place și același lucru să fac. Mă sperie, mi se pare că sunt închisă. Da, ai de ales? Adică cel puțin când sunt filmările... Filmările n-am de ales, n-am ce să fac. Încerc să mă trezesc mult mai de dimineață decât m-aș trezi în mod normal și să recuperez ce aș vrut să fac, nu știu, să-mi fac ora de sport, să ies afară în parc, să mă plimb, să mă duc să mai văd alți oameni, pentru că la un moment dat pe bune, deci te spală pe creier. Aceeași chestie, aceleași discuții, același context, aceeași treabă, e așa o rutină, știi? Da. Simt nevoia de o zi pauză. Dintre tine și Răzvan, cine doarme cel mai mult? Eu dorm cel mai mult. Sunt în creștere. Cine mănâncă cel mai des fast food sau junk food? Cred că puteai să întrebi efectiv cine mănâncă cel mai des punct. Adică ce anume nu contează. Eu. N-aș zice. El nu e atât de gurmand. E dacă se pune pe mâncat, cumva termină tot, nu lasă nimic, știi? Dar eu mănânc mai des. Adică mi-e place să mănânc de plăcere, nu de foame. Cine face de obicei cumpărăturile? De obicei cumpărăturile le fac eu, de la supermarketul de jos. De fapt, jos. E la 3 minute de mine. De acolo aprovizionez și e foarte amuzant că plec cu plăsuțe destul de grele. Dar îmi place să mă lupt cu ele până acasă. Mi se pare că fac cardio. E funny. Cine, cui îi place să gătească? Nimănui nu-i place să gătească foarte tare. Răzvan a învățat să gătească cumva în perioada studenției și a rămas pe stilul ăla de gătit. Știi, așa, pe, nu știu, niște cartofi prăjiți cu ceva. Nu știe chestii avansate, adică nimic fancy. Mie nu-mi place să murdăresc bucătăria, pentru că tot eu curăț. Prefer să mâncăm ceva ce nu deranjează prea tare, adică curățatul de cartofi murdărește, trebuie să arunci. Nu, dacă nu implică... Să speli foarte multe vase. Să speli vase după aia și să... Hai că speli un vas, dar mai bine îți comanzi ceva sau e ceva mai solid, e ceva de-a gata. Dacă fier murdărești aragazul, trebuie de curăț... Nu. Dai pe jos, trebuie spălat pe jos, trebuie... Nu, să nu gătim.
fără gătit. O dată pe săptămână și eventual atunci când știi că faci și curat după. Da, sunt puțin... nu suport frimituri pe jos, prin nu spus să mi se lipească. Nu. Nu mâncați, nu se mănâncă la mine în bucătărie, nu se mănâncă. De fapt, la mine nu se mănâncă nicăieri. Ai o casă mare, ai putea găsi un loc unde să mănânci. În cadă. E cel mai safe. Da, cu dușul imediat. În cadă, da. Sau pe terasă afară, sau la intrare. Zilele de luni și până joi le-am lăsat pe altădată. Acum vreau să fii cu mine, să faci din viața mea o artă. Cine este cel mai romantic? Niciunul nu e romantic pentru că niciunul nu-și dorește să fie romantic și niciunul nu-i place romantismul. Atunci să nu te întreb. Nu există să fii romantic. Film de dragoste sau film de groază? Nu există, e un scenariu. Filme de groază. Nu cred. Ba da, filme de groază. Păi și dor bine după ce vezi un film de dragoste? Nu dor foarte bine, dar le vezi ziua. Până noaptea uiți ce-i... Te uiți noaptea la seriale? Oricum, filmele de groază îți accentuează teama de întuneric, oricum. Deci nu, păi asta zic. Nu-s bune noaptea. Dar îmi plac. Seriale, da, o tonă. Ultimul serial a fost The Vikings. Cine se înfurie cel mai repede? Niciunul nu se înfurie foarte repede. Eu sunt un om tolerant, răbdător, dar am părțile mele foarte sharp uneori. Și cred că din comoditate sunt tolerantă sau par răbdătoare, dar cred că de fapt nu sunt. Dar de multe ori mi-e... în contextul social mi-e silă să mă manifest, știi? Adică prefer să nu spun că mă deranjează nimic pentru că mi-a timp, mă enervează. Adică îmi certifică clar mă enervează ceva și atunci mai bine mă fac că nu mă enervează cumva. Și rabd. Da, sună nu, a soție provincială cu bazma pe cap, dar nu e. Nu. Efectiv sunt prea comodă ca să mă poată enerva ceva. Cine are obiceiul să piardă lucruri? Sau pierzi lucruri? Nu, el își uită telefonul. Ultima oară și l-a uitat în China. Eram într-un oraș în care nimeni nu vorbea engleza. Și îl pune, are un obicei prost. Bine, se pare că și eu am un obicei prost. Nu știu dacă vedeți, am telefonul, în secunda asta l-am sub picior. Aici. Deci este sub picior, pe scaun. Sunt foarte sub mulți picior. Oameni care fac așa. Da. Dar într-o țară în care nu ai oricum internet, nu era internet, acolo era interzis Facebook, Instagram, ei au rețelele lor, nu avea Wi-Fi, n-avea nimic. De ce ți-ai ține telefonul sub, adică pune-l în rucsac, asta a fost discuția mea cu el de după, și acolo l-ai uitat, că știi că n-ai nevoie de el cât ești acolo sau nu ești la un Wi-Fi, deci nu-ți trebuie, eram prin oraș. Și îl ținea așa sub picior și a ieșit și bineînțeles telefonul l-a luat, știi? Panică. Coboră telefonul. A plecat taximetristul. Telefonul a rămas fără telefon, nu poți să plec acasă, fără telefon, în vacanță. Zic că nu cred că ai făcut asta, de ce îl ții așa mereu, te urăsc. Dar de ce îți trebuia telefonul în taxi? Ne-am dus la un polițist care era acolo. Hello? Phone? Lost? Taxi? Nu, nimic, n-am înțeles asta. Nu cred, nici poliția? Nu, ne arăta... Camerele de luat, erau camere de supraveghere și să mergem, probabil asta ne arăta camere și să mergem la informații, nu știu unde. Mă, nu, ne ia toată ziua, suntem în vacanță, hai să... Cu ce companie? A venit cineva care știa engleză, mă, asta e o aventură, știu. Cu ce companie ați fost? Cu o mașină albastră. Toate sunt albastre aici. Mă rog, o aventură. Până la urmă am făcut rost un telefon care, de pe care am sunat pe numărul lui. A răspuns un client care deja luase telefonul din taxi. Adică taximetristul nu știa că a avut un telefon. Aventură. Am intrat în posesia telefonului înapoi în decurs de o oră. Noroc! Cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut din iubire? Sau pentru iubire? Cred că conduceam foarte mult din iubire, conduceam foarte mult și de-abia așteptam să mă întorc din concert și nu mai rămâneam peste noapte. Dar erau distanțe dintre astea foarte... Era gen, nu știu, spune, Chișinău, Timișoara, și mă întorceam. Era puțin riscant. Era pe vremea în care nu aveam, când eu nu aveam un tour manager neapărat și un șofer și îmi plăcea să merg eu wild. Eram
Valchie. Așa e. Era și puțin riscant. Mă... Ale tinereții valuri. Da, am făcut-o. Am condus foarte mult. Pe toate... Da, bănuiesc că îți place să conduci. Îmi place foarte mult să conduc. Mi-am ieșit și mă bucur că am scăpat de această pasiune. Pentru că era mare. Și era o obsesie să nu las pe nimeni la volan. Nu-mi plăcea, nu puteam să concep ca altcineva să conducă mașina în care eu stau și să pot sta relaxată. A, nu puteți să te relaxa? Nu am eu controlul, nu-mi place să... Dacă se întâmplă ceva, eu conduc cel mai bine. Eu chiar conduc foarte bine, da. Ai luat amendă? Acum am învățat să stau liniștită. Am luat sute de amenzi, ce? Am avut și permis suspendat. Eram ani de zile expusă în sensul ăsta, adică meseria mea a doua era de șofer. Pentru că așa mă deplasam la concerte, nu mă ducea nimeni. Dar nu te recunoșteau și pe tine? Nu scăpai cu un CV? Pe cine interesa? Ba da, dar nu funcționa așa. Oamenii, iar eu nu știam să mă descurc în situații de genul ăsta, nu-mi plăcea să... Eram și eu în diferite mooduri, știi? Ori aveam chef să fiu drăguță cu domnul polițist care vrea să mă amendeze sau să-mi ia permisul, ori nu aveam. Și atunci, dacă mă prindea repezită, da, domn, ok, ce-am? Acum urmează partea aia în care trebuie să mă milogez de dumneavoastră, să vă zic, nu vreau. Dați-mi amendă, luați-mi permis, oare. Acum nu mă prind nimeni. Cum cel cineva? De zile. Nu, conduc eu, dar eu conduc doar prin București. Și conduc doar... Deci eu n-am drumuri în altă parte decât la Rome Expo sau la Palatul Copiilor, unde X-Factor sau Ai Umor. Eu nu mă duc la cafenele, nu mă duc la mașină, la restaurant cu mașina. Adică traversez și mă duc în Herăstrău dacă vreau. Și prefer să merg, că mi se pare de mie de ori mai frumos decât să stau în trafic. Vara merg mult cu bicicleta. Nu mă duc nicăieri cu mașina, deci n-are unde să-mi ia. Urma să te întreb dacă stai închis în casă, dacă nu te deplasezi. Stau închis în casă, dar nu sunt închisă, sunt geamurile deschise, respir, văd lumea. Nici el nu conduce, conduce, a condus, dar nu ia mașina day by day, nu se duce la muncă cu mașina niciodată. Bine, e și destul de complicat în zona unde e... Noi doi avem aceeași mașină, una singură. Da? Cât costă un bilet, o cartelă de metrou? Știi? În momentul ăsta nu știu cât costă o cartelă de metrou și nu mai știu cât costa o cartelă de metrou nici când era mică. Dar eu nu știu... Ai mers cu metrou, bănuiesc. Deci pe mine, dacă mă iei repede, stai puțin ca să înțelegi. Eu nu țin minte niciun fel de cifre. Eu nu știu numărul de telefon. Nu cred. Nu. Dar n-am nevoie să-l știu. Bineînțeles, normal. Nu m-am sunat niciodată din câte țin minte. Dacă cineva îmi cere numărul, mi-l dictează și sun. Sau, știi? Așa, da, știu. Dar nu știu numărul, nu știu date de naștere a oamenilor din familia mea. Nu prea țin minte când e născut fiecare. Mama, Răzvan, îmi pare foarte sora. Mama, deci numărul 21... E născută pe 21 și am ținut minte pentru că avea legătură cu Radio 21 care a fost cândva. Nu, iar la sora mi-a ținut minte că e pe 7 pentru că eu sunt pe 7. Ea e pe 7 ianuarie, eu sunt pe 7 februarie. Nu țin minte nume, vârstă, ani, nu țin minte chestiile astea. N-am cum să țin minte cât costa o cartelă în momentul în care mergeam cu metrou foarte mult. Am mers foarte mult, metrou, tramvai, de toate. Acum nu mai merg cu metroul pentru că n-am unde să mă duc. Unde? Da, ai zis că prefer îmi să mergi un drum. Și prefer să merg pe afară, că e mai frumos. De ce să intru în metrou? Plus că mi s-ar părea că se uită lumea dubios sau comentează lumea ceva sau am panica asta de oameni. Sunt un pic antisocială, nu știu de ce. Dacă ai da un reset așa la soi de la început, ce ai face? N-am ce obositor sună. Nu mă gândul că aș da un reset și aș lua de la început. Mă omoară. Ai face din nou liceul de muzică? Da, probabil că dacă aș da un... Știi, cu gândul că cu mintea de acum și știind că am dat un reset, ar fi groaznic. Ar fi un calvar. Să știi că ai dat un reset și că e de la zero. Și trebuie să parcurgi aceiași pași pentru a fi în același loc. E un pic... N-ai sărit pe nicio etapă. Știi cum e? Păi normal că ai sărit asta, zic, te-ai gândit că poate dacă sară etapa respectivă, nu trec în etapa următoare și uite așa, nu ajung unde eram, dar poate ajung mai bine sau poate... Nu e obositor ce mă întreb, nu știu. Iar la final, Delia vă dă și întâlnire. Vreau să vă spun că începe turneul Acadelia în țară și vreau să vă zic câteva date. 24 februarie Timișoara, 1 martie Craiova, 8 martie Galați,